Cine nu visează să slăbească repede și fără efort? Cine nu-și dorește să uite de exercițiile chinuitoare de la sală și de dietele fără sfârșit? La Tănință în Shopping discutăm în această săptămână despre o metodă vehiculată de-a lungul timpului, cum că ar fi una dintre cele mai bune și mai sănătoase, slăbirea prin metode naturiste. Slăbitul nu este o treabă foarte simplă, e mai ușor să te îngrași, însă este mai complicat și poate este nevoie de mai multă voință și de a acționa pe mai multe segmente. În sensul că nu este doar este de recomandat, de exemplu, să folosim doar un simplu supliment alimentar pentru a slăbi, ci trebuie să acționăm și în alimentația noastră, să avem o alimentație sănătoasă și cu puține calorii. De asemenea, putem să folosim și cosmetice pentru combaterea celulitei și în ultimul rând, mișcarea este importantă. Posibilitatea de slăbire prin metode naturiste este reală, deoarece anumite plante sau combinații naturale au proprietăți de dezintoxicare a organismului și implicit de eliminarea grăsimilor nesănătoase depuse în corp. În plus, dietele naturiste nu implică utilizarea de pastile sau prafuri pentru slăbit, care pot avea efecte secundare destul nocive pentru corp, metabolism și chiar psihic. Din contră, prin acest tip de dietă veți acumula energie și vitamine necesare corpului pentru a funcționa la parametri maximi. Ca și suplimente alimentare, avem o varietate de produse și vă recomand produsul acesta, care este unul revoluționar, pe bază de cafea verde. Acesta? Da, cafeaua verde acum este vedetă, să zic așa. Este în trend, în tendințe, nu? Da, dar pe lângă cafeaua verde, acest produs mai conține și crom, care ajută pentru reglarea glicemiei și inhibă pofta de dulce, și extractul de cacao, care la fel are efect de combatere a grăsimii și împreună acționează pentru inhibarea poftei de mâncare, detoxifică organismul, dar ajută și pentru arderea grăsimilor, deci este un produs complex. În ediția din această săptămână Tendințe în Shopping veți găsi câteva dintre cele mai cunoscute metode de slăbire utilizând ce ne-a lăsat mama natură și nimic mai mult. Puteți urmări emisiunea vineri de la 13:30 și sâmbătă începând cu ora 11:30 doar la TV Plus Suceava. În plus, contul de Facebook Tendințe în Shopping vă așteaptă să dați like. Tot aici puteți viziona toate edițiile din sezon.